Bun găsit la o nouă ediție a săptămânii de gardă. Astăzi vorbim despre incertitudinea privind aprovizionarea Republicii Moldova cu gazul rusesc, indemnizații pentru copii până la 2 ani, petrecerea lui Putin pentru anexarea teritoriilor ucrainene ocupate de ruși și anunțăm noul câștigător al premiului cu însemnele ZDG. Va fi sau nu deconectată Republica Moldova de la gazul rusesc? Este întrebarea care îngrijorează pe cetățenii în aceste zile. Există suspiciunea că de la 1 octombrie Gazprom ar putea asista livrarea de gaze naturale către Moldova Gaz. Despre aceste suspiciuni a vorbit vicepremierul Andrei Spânu, dar și președinta Maia Sandu, care a menționat că de fapt de la începutul lunii octombrie ar trebui să se schimbe doar prețul de achiziție în baza contractului semnat de Moldova Gaz cu Gazprom. Mai exact, prețul ar trebui să scadă considerabil. În general, nu ar trebui să se schimbe nimic de la 1 octombrie, pentru că există un contract între Moldova Gaz și Gazprom, care e pentru încă 4 ani. De la 1 octombrie doar se schimbă condițiile de preț. Conform formulei din acest contract, de la 1 octombrie prețul pentru Republica Moldova trebuie să se micșoreze substanțial și respectiv nu ar trebui să se facă anunțuri că e doar o altă lună de continuare a contractului. Acum, noi auzim zvonuri și avem suspiciuni că cei de la Gazprom nu vor să continue acest contract pentru că nu le convine să treacă Republica Moldova la un preț mai mic decât cel pe care l-a plătit în această vară și a plătit un preț mare pentru că prețul de piață a fost foarte înalt, o situație anormală, pentru că niciodată vara nu au fost prețurile atât de înalte, mai înalte și decât iarna. Dar în aceste vremuri nimic nu este normal, din păcate, din cauza războiului. Nu avem nicio claritate din partea Gazpromului și bănuiesc că o să știm ce comportament adoptă chiar la 1 octombrie sau la 12 noaptea. Întrucât nu există încă o claritate din partea gigantului rus, autoritățile noastre spun că sunt pregătite pentru orice scenariu, inclusiv pentru deconectarea de la gazul rusesc. Președinta Maia Sandu a promulgat în această săptămână modificările la legea privind prestațiile sociale pentru copii. Noua lege prevede indemnizații lunare de 1000 de lei pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani. Astfel, din luna octombrie, pentru părinții neasigurați, indemnizația de îngrijire a copilului va crește și va constitui 1000 de lei, iar pentru părinții asigurați, noua indemnizație de 1000 de lei se va adăuga celei existente pentru concediul de îngrijire a copilului. De indemnizație vor beneficia peste 63.000 de persoane. Mii de oameni au participat în ultimile săptămâni la protestele organizate de Partidul Șor în fața președinției și a Parlamentului. Au mărșăluit pe străzile capitalei, au înghețat în corturi, au strigat cu înverșunare lozinci împotriva guvernării și au aclamat pe Ilan Șor și pe Marina Tauber. Reporterii ziarului de gardă s-au infiltrat în rândurile protestatarilor veniți de la Orhei și au documentat din interiorul lor, cu ajutorul unor camere ascunse, modul cum sunt mobilizați, transportați, organizați și plătiți ca să-și manifeste atitudinea civică. Bună ziua! Căsați, vă rog! Da. Unde se adună lumea pentru Chișinău? Ca să mergem la protest, aici. Da? Aici? Organizați oamenii, noi pe să plecăm. Spați cu voi. Nu, dragă, noi avem oameni care trebuie să scriși de dinainte să meargă pe autobuzul ăsta. Noi nu avem transport. Dar până nu pot să mai scriu și eu. Noi avem care vin în toată ziua cu noi, care merg la protestul fiecare dată. Și nu putem să-i lipătăm și care vin. Людii приходят сами, звонят в районные организации партии ШОР, спрашивают, многие приезжают своим транспортом. Oamenii sunt plătiți pentru ca să vină aici, adevărat. Întrebați-i pe ei, eu nu pot să confirm, nici să-i infirm, nu am auzit. Poftim e ca 400 de lei. Mulțumesc tare, noi pentru și. Am văzut că acum sunt corturi la acolo. Dar trebuie 200 și să-ți. Dar cât măcar că se merită? Să de noci 200 de dolari. De ce de ziarul de gardă se interesează cum sunt plătiți oamenii aceștia și nu se interesează oamenii aceștia din ce bani vor achita serviciile comunale? Investigația integrală făcută de reporterii ZDG deghizați în protestatari o găsiți pe canalul nostru de YouTube.
O veste importantă vine de la Ministerul de Externe în legătură cu mobilizarea parțială în forțele armate ale Federației Ruse și desfășurarea unor campanii de recrutare, inclusiv în structuri militare private. Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă informează cetățenii Republicii Moldova că implicarea acestora în acțiuni militare pe teritoriul altor state este pasibilă de răspundere penală în conformitate cu reglementările naționale și cele internaționale. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, participarea mercenarului într-un conflict armat la acțiuni militare sau alte acțiuni violente se pedepsește în țara noastră cu închisoarea de la 5 la 10 ani. Totodată, persoanele care se ocupă cu angajarea mercenarilor, instruirea și finanțarea lor sunt pedepsite cu închisoarea de la 10 la 15 ani. Fostul președinte al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, va sta în arest la domiciliu până pe 21 octombrie. Recursul avocaților privind suspendarea măsurii preventive a fost respinsă, iar recursul procurorului a fost admis parțial de către Curtea de Apel Chișinău. Astfel, măsura preventivă de arest la domiciliu în privința socialistului, stabilită de prima instanță pe un termen de 20 de zile, a fost prelungită de Curtea de Apel până la 30 de zile. În arest la domiciliu rămâne și Petru Merineanu, cumnatul lui Dodon, cel care a încercat să înghită o recipisă atunci când a văzut mascații la ușa sa. Judecătoria Ciocan a respins recursul depus de avocații acestuia. Și deputata partidului Șor, Marina Tauber, care spera că va scăpa de arestul la domiciliu pentru a se alătura protestatarilor aduși organizat în centrul capitalei, rămâne acasă sub arest pentru încă 20 de zile. Magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au respins cererea apărătorilor deputatei și au admis parțial cererea procurorilor de prelungire a arestului la domiciliu. Iar măsura preventivă sub formă de eliberare provizorie aplicată ex-directorului Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, în dosarul în care este cercetat pentru îmbogățire ilicită, a fost menținută de către magistrații Curții de Apel Chișinău. Judecătoarea Iana Talmaci, candidată la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nu a promovat evaluarea integrității, după ce s-a retras din concurs, anunță Comisia Preveting. Magistrata și-a anunțat retragerea din concurs, motivând că necesitatea retragerii este dictată de faptul că există riscuri de manipulare din partea unor actori a situației în care un soț este ales președinte al Uniunii Executorilor Judecătorești și soția ca membru al CSM. Talmaci este cea de-a treia judecătoare care s-a retras din concurs la etapa de evaluare a integrității, în contextul legii Preveting. Pentru un mod sănătos de viață, Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul a cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi. De multe ori însă, în locul beneficiilor nutriționale, oamenii ajung la spital pentru că, odată cu consumul fructelor și legumelor, crește și numărul intoxicațiilor, mai ales în rândul copiilor. Cauza ar fi prezența prea mare de nitrați, spun specialiștii. De obicei, ce se întâmplă la noi? Ca fructul, ori leguma să fie mai frumoasă, fără dor și poate, concentrațiile sunt destul de mari. Și este un semn pentru legume, mai cu seamă, pentru frunzoase. Are o culoare verzuie frumoasă, un verde aprins, frunzele mășcate, mari, ondulate. Și iată, ăsta deja este un indiciu. Vedeți reportajul integral pe canalul nostru și spuneți-ne în comentarii dacă ați pățit vreodată să vă intoxicați cu fructe sau legume și cum credeți că ar trebui ca autoritățile să verifice calitatea acestor produse din comerț. Pe plan extern, vă spunem că așa zisele referendumuri de aderare la Rusia organizate în autoproclamatele Republici Donetsk și Lugansk, precum și în teritoriile ocupate de ruși în regiunile Herson și Zaporojie, s-au încheiat. Așa zisele autorități proruse din Donetsk și Lugansk anunță că aproape 100% dintre locuitori ar fi votat pentru aderarea la Rusia. În Zaporojie, pentru au votat peste 90%, iar în teritoriile ocupate din Herson, peste 87%. Într-o ceremonie desfășurată la Moscova și la care au fost invitați șefii așa ziselor Republici Populare Lugansk și Donetsk, precum și liderii proruși ai regiunilor ocupate Herson și Zaporojie, Kremlinul a anunțat că Rusia va anexa regiunile unde s-au desfășurat așa zisele referendumuri. Statele occidentale au anunțat deja că nu recunosc rezultatul acestui pseudo-referendum. Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, menit să facă Kremlinul să plătească pentru escaladarea conflictului din Ucraina.
iar țările europene s-au mobilizat pentru a investiga scurgerile inexplicabile la cele două gazoducte rusești, Nord Stream 1 și Nord Stream 2, care trec pe sub Marea Baltică, în apropierea Suediei și Danemarcei. Experții internaționali, dar și Rusia, care a construit rețeaua, au declarat că nu poate fi exclusă posibilitatea unui sabotaj. Între timp, seismologii suedezi au raportat explozii puternice subacvatice în apropierea conductelor Nord Stream. Între timp, gazul rusesc continuă să se scurgă în Marea Baltică, provocând imense daune mediului. Un altul reprezentant al UE pentru politică externă și de securitate, Josep Borrell, a menționat în numele Uniunii Europene că exploziile de la cele două gazoducte sunt rezultatul unor acțiuni deliberate. Vom sprijini o investigație menită să stabilească claritate deplină. Orice deteriorare deliberată a infrastructurii energetice a Europei va primi un răspuns puternic, a menționat un altul reprezentant al UE într-o declarație oficială. După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială în Rusia, sute de mii de ruși au părăsit țara, iar alții încă încearcă să o părăsească de frică să nu fie trimiși pe frontul din Ucraina. În încercarea de a fugi în Rusia, în ultimile zile, la granița cu Georgia, s-au format cozi kilometrice de mașini. Din cauza fluxului mare al unităților de transport, s-a decis ca granița spre Georgia să fie trecută pe jos, pentru a reduce timpul de așteptare. Autoritățile subordonate lui Putin au dislocat un punct de mobilizare al comisariatului militar chiar la trecerea frontierei cu Georgia, iar persoanele care fac obiectul mobilizării primesc pe loc citații de înrolare și sunt împiedicați astfel să părăsească Rusia. Vă mai informăm că Giorgia Meloni va deveni următorul prim-ministru al Italiei, după ce formațiunea sa, Frații Italiei, a obținut cele mai multe voturi la alegerile desfășurate duminica trecută în peninsulă. Rezultatele preliminare arată că blocul de dreapta ar trebui să aibă o majoritate solidă în ambele camere ale Parlamentului. Meloni a fost unul dintre liderii politici italieni care au susținut decizia premierului demisionar Mario Draghi de a trimite arme în Ucraina, deși se afla în opoziție față de guvernul acestuia. Iar acum e rândul vostru să luați cuvântul. Am decis să vă lăsăm pe voi astăzi să scrieți în comentarii propunerile pentru cartonașul roșu. Cine credeți că s-a remarcat într-un mod negativ în ultimile zile? Cine credeți că a luat o decizie greșită sau a făcut o declarație nepotrivită? Așteptăm comentariile voastre însoțite de argumente și puteți câștiga prin tragerea la sorți un cadou cu insemnele ZDG. Iar câștigătorul de săptămâna trecută este Ion Luca, cel care i-a oferit un cartonaș roșu lui Putin. Ion, îți mulțumim că ne urmărești și te rugăm să ne contactezi la această adresă de e-mail pentru a afla cum poți primi premiul. Iar dacă îți dorești și tu un tricou, o cană, un chipiu sau un alt obiect cu insemnele ziarului de gardă, participă la concursul nostru sau intră oricând pe ZDG One și plasează o comandă. Astfel te alegi cu un accesoriu util și în același timp susții jurnaliștii de investigație. Vă mulțumim că ne urmăriți! Numai bine!